Pe internet, unde nimeni nu poate fi controlat, au apărut anunțuri discriminatorii pentru tinere care își caută cu disperare un loc de muncă. Așa zici, angajatori caută asistente personale sau secretare, gata să renunțe la prejudecăți și să accepte de bună voie să întrețină relații intime cu șeful. Aproximativ 900.000 de femei ajung să reclame anual diverse forme de hărțuire sau abuzuri sexuale, spun ONG-urile. Urmăriți un material filmat cu o cameră ascunsă. Angajez secretară, activitate office, menaj ușor, ocazional și disponibilă pentru o relație intimă, pentru avocat de 35 de ani, atrăgătoare, prezentabilă și real disponibilă. Cu alte cuvinte, femeia 3 în 1, să aibă creier, să fie o bună menajeră, dar și o amantă pe măsură. Asta își dorește domnul Bogdan, după cum singur se recomandă la așa zisul interviu la care participăm. Este o persoană francă, prefer să lăbărești cu lucrurile de franceză. Pe urmă... Și spune că ești rău și părți. Da. Ce înseamnă asta? O relație, adică... Deci că este mai bună, pentru că are bine, fac bani. Aveți ceva, nu știu, dorințe mai speciale, mai... Trebuie să întreb și asta, nu? Nu. Nu limitele normale. Când am atins nu am avut. O chestie scunde pe cealaltă? Adică dacă sunt de acord cu o chestie și nu sunt de acord cu cealaltă sau... Nu, e la pachet. E la pachet. Se pare că sunt persoane care nu iau tot ce le se dă. Cât este dispus să plătească pentru toate aceste favoruri? 700 de euro pe lună, sumă pentru care, recunoaște Senin, multe domnișoare s-au arătat gata să accepte orice sacrificiu. Iată și o altă ofertă venită din partea unui bărbat ce se recomandă fost sportiv de performanță. Pentru salariul de 1500 de euro pe lună, pretențiile sunt pe măsură. Nu, n-am, nu m-am preferit. La culoarea părului nu mă interesează. Nu. Nici înălțimea nu mă interesează. Mă interesează proporțiile, înălțimea cu greutate, formele, dacă e suplă, dacă e grasă, dacă e... Asta mă interesează. Persoană caut care se vrea să învețe absolut tot ce-mi place mie, să respecte, să nu facă ce nu-mi place. Deci jobul e pentru mine, personal, persoana mea, eu sunt jobul. Pentru mine sexual art, eu nu fac animalic sau numai dorul de a face, așa că fac tot ce banii, hai să fac și eu. Dacă nu consider că e cu cineva să merite într-adevăr să ajung cu cineva la nivel de artă, nu mai fac nimic, nu mă interesează. De aia și discut înainte ca să știu cu cine am de-a face. Răspunsul l-ar putea afla din partea autorităților, care au spus că asemenea oferte de muncă sunt condamnate de actuala legislație a muncii. Este o formă de discriminare, iar acolo unde apare expres inclusiv disponibilitatea pentru a întreține relații sexuale, desigur putem să vorbim inclusiv de conotații penale. Noi am sancționat astfel de cazuri. Din datele Asociației Femeilor din România reiese că în fiecare an 900.000 de tinere susțin că ar fi supuse unei forme de discriminare. Au venit tinere care mi-au spus: doamna președinte, este normal ca la un interviu să fiu privită de sus până jos, să mi se spune să mă întorc, să fac piruete, să ridic fusta și să-mi desfac bluza. De altfel, 12,3% dintre participanții la un studiu au declarat că au auzit de acest fenomen. Cei mai mulți s-au plâns de limbajul cu conotație sexuală și priviri sau atingeri nepotrivite. Încercarea de a avea relațiile sexuale cu forța sau prin amenințare au fost menționate în puține cazuri.